Salutări tuturor, bine v-am regăsit din nou, suflete dragi și frumoase. Ce mai faceți? Eu foarte bine. Am ieșit afară la plimbare, este o duminică foarte frumoasă de mai și vă invit și pe voi în această plimbare virtuală să vă reîncărcați așa bateriile, măcar și virtual. Vreau să vă induc în această atmosferă primăvăratică. Uitați că toată natura a înverzit, a înflorit și mă bucură foarte mult. Mi-a lipsit foarte mult în această perioadă în care am fost așa închis. Mai este puțin și pentru voi și o să ieșiți și voi cu toți afară și o să vă bucurați de libertate. Până atunci vă doresc tuturor o lună de mai așa cum vă doriți voi, cu mai multă iubire, cu mai multă sănătate, cu mai multă prosperitate, cu mai multă abundență, o lună magică. Este luna mai și totul se transformă în rai. Deocamdată o să pun pauză și o să filmăm din alte cadre magice. Vreau să vă aduc natura în sufletele voastre, în casele voastre, acum și aici. Puteți să vă imaginați că luați un copăcel în brațe, e un copăcel pe care vi-l doriți voi, imaginar, și vă încărcați cu energia naturii. Atmosfera este foarte plăcută, soarele ne zâmbește printre frunzele copacilor. Și mergem împreună în această călătorie. Apropo, mi-am făcut rezervare la frizerie. Mâine o să mă tund, în sfârșit. La voi cum este timpul? Am văzut că și în România a mai plouat și asta este de bine. Aici am avut o perioadă în care a plouat aproape în fiecare zi și a prins bine pentru natură. După cum vedeți, totul este foarte fresh, foarte verde, totul a înflorit, o atmosferă de paradis. Simțiți bătaia vântului, temperatura de afară, razele soarelui. Pentru cei care sunt acum închiși în casă, acest video este tot o formă de terapie de relaxare. V-ar ajuta foarte mult să vă destindeți, să eliberați tot stresul acumulat în această perioadă cu atâtea și atâtea restricții. Aveți răbdare, totul este trecător. Priviți cerul, soarele. Este o atmosferă foarte plăcută, liniștită, mai bună de plimbare.
Și noi mergem în continuare în această călătorie să vedem ce mai putem explora. Suntem în mijlocul naturii, ne bucurăm de sunetul păsărelelor, de tot ceea ce ne înconjoară. Uita ce conuri atât de frumoase! Printre crengi se aude foșnetul vântului, cântecul păsărelelor, aici simt că îmi încarc toate bateriile, mă energizez. Iarba este destul de mare, a crescut. Un fel de spice de grâu. Explorăm împreună acest peisaj și să vedem ce mai întâlnim. Aceste flori de măcieș care la noi România. Păsărelele cântă voioase și o vom lua pe aici să vedem cu ce surprize ne mai întâlnim în călătoria noastră virtuală. Și am zărit un mac, primul mac văzut pe anul acesta 2020. Uite ce superb este! Iarba este foarte mare până la genunchi aici.
ascultați alți magi.
Cum vedeți, dragilor, eu m-am cățărat undeva sus, într-un copac. Vreau să-mi iau la revedere de la voi, de undeva de sus, să vă îmbrățișez pe toți, pe toate, cu multă iubire, cu multă recunoștință. Vă mulțumesc că ați rămas până la finalul acestui material. Sper că v-am adus zâmbetul pe buze, v-am făcut să zâmbiți, v-am încărcat cu energie pozitivă. Vă urez în continuare o săptămână magică tuturora și să ne vedem la fel cât mai sănătoși, cât mai bucuroși. Pe curând, dragilor, și numai bine! Rămâneți conectați pe aceeași frecvență pe acest canal de YouTube.